Constantin Trușcă și liberalii au defilat la alegerile locale în comuna Șimian. Competiția a fost ca și inexistentă, iar rezultatul a fost covârșitor în favoarea liberalilor. Peste 4.000 de locuitori ai comunei au ales Constantin Trușcă și PNL. Acest lucru înseamnă un procent de 98%. Celelalte partide au simțit din plin înfrângerea, căci voturile primite au fost infime. Cel mai bun scor obținut de un primar la alegerile locale a avut loc în comuna Șimian, acolo unde Constantin Trușcă a defilat la alegerile locale și a obținut mandatul creditat cu un procent aproape total. 98% este scorul care l-a reconfirmat în funcția de primar pe Constantin Trușcă, unul dintre cei mai performanți edili ai Mehedințiului. Același procent l-a obținut și Partidul Național Liberal, formațiune pe listele căreia a candidat Constantin Trușcă. Șimianul este cea mai mare comună din județ, iar aici și-au exprimat votul peste 4.000 de persoane. Scorul obținut de Trușcă nu face decât să reconfirme calitățile incontestabile de lider ale acestuia. Comuna Șimian este cea mai mare comună din județul Mehedinți, iar proiectele implementate aici au schimbat radical nivelul de trai al locuitorilor. S-au asfaltat aproape toate străzile, iar în curând la Șimian vor începe lucrările de racordare a locuințelor la rețeaua de gaze naturale. Prin ambiție, determinare și o bună organizare, Constantin Trușcă a reușit să transforme Șimianul într-una dintre cele mai atractive zone de locuit din Mehedinți.